Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin Mihai și sunteți pe canalul meu de YouTube. Vreau să vă spun că m-am confruntat cu o situație nedorită și anume îmbolnăvirea mamei mele de COVID-19. Da, este boala momentului. Da, vreau să vă spun că chiar este o boală năucitoare și chiar este fatală, dar în cazul nostru, mulțumim lui Dumnezeu că a fost ușor de trecut în ghilimele. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru că am putut să trecem și peste acest obstacol. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun să nu tratați ca pe o glumă sau să nu fiți neutri atunci când vine vorba de purtarea măștii de siguranță, dezinfectantul și toate aceste măsuri care țin de, până la urmă, ține de bunul simț al fiecărui om. Nu luați în bătaie de joc spusele autorităților, pentru că acest virus chiar există. Uitați cazul mamei mele. Ea a început cu temperatură, cu pierderea simțului și pierderea gustului și a mirosului. După aia a început vărsăturile, greața, diareea și toate celelalte simptome nedorite. Dar într-un final, acum este în echilibru. Poate mânca singură, se poate îngriji singură. Am ajutat-o cu niște medicamente, cu niște vitamine naturale care sunt foarte benefice sistemului imunitar. Mătușa noastră, care nu pot să-i spun numele, ne-a ajutat și ea și mulțumim pentru că ne-a dat medicamentația care a făcut-o bine. Mai are mâine. Mâine este ultima zi în care Olga o să iasă de pe carantină și patroana. De altfel, în aceeași postază cu ea. Și ce vreau să vă spun? Au început prima dată sau au crezut că este o răceală oarecare. După aceea s-au dus la farmacie și au făcut testele pentru COVID. Testele pentru COVID au ieșit pozitive doar la patroana și la Olga a ieșit negativ. Noi ne-am îngrijorat, am sunat la salvare, a venit salvarea, le-a făcut testele biologice, au ieșit pozitive, s-au dus acolo, au stat internate o zi, după care au hotărât să vină acasă și să termine tratamentul, pentru că starea lor nu era chiar așa de gravă precum a altor persoane. Și vreau să vă spun că acum mai este o zi și va ieși din carantină și o să facem un interviu pentru a vă spune și vouă cum a fost toată această perioadă de carantină, ce medicamente a luat, cum s-a simțit pe perioada asta și multe alte întrebări. O să vă rog să puneți toate întrebările voastre în secțiunea de comentarii. Eu o să le citesc și o să le adresez lui Olga și lui patroana. Și vă rog să dați un like dacă mă susțineți și dacă considerați că coronavirus este o boală fatală, vă rog frumos să dați un like. Dacă nu, vă rog frumos să vă spuneți părerea în comentarii. O să citesc fiecare comentariu în parte și o să vă răspund. Ce vreau să vă mai spun? Da, este un scenariu luat din film. Acest coronavirus, da, este adevărat.
Nici mie nu-mi venea să cred că mama mea este bolnavă de coronavirus. Poate nici voi nu vă cred, nu vă vine să credeți, dar da, este adevărat. Cum a luat virusul, nu știm încă și nu cred că o să aflăm. Dar important este să stăm acasă, să nu luăm virusul și să nu dăm și altora virusul. Asta este cel mai important. Din punctul meu de vedere. Acum, bineînțeles că mai sunt foarte multe puncte de vedere care puteți să vă spuneți, să vă le exprimați dacă vreți în secțiunea de comentarii. Ce vreau să vă mai întreb, dacă doriți să mă susțineți, dați un mare share la acest videoclip și eu o să postez mult mai multe videoclipuri interesante. Da, acest episod cu coronavirus este un neplăcut, pentru că până la urmă este o boală, nu este nimic fascinant și nimic interesant în asta, dar este ceva care ne pasă tuturor, pentru că este o problemă la nivel mondial, acest coronavirus. Și până la urmă, eu cred că acest virus, din nu neapărat din neputința oamenilor, ci neapărat pentru că așa este firesc, o să ajungă acest virus la fiecare persoană dintre noi și nu trebuie să ne temem, pentru că până la urmă acest virus vine din natură. Vine natură în ghilimele, pentru că nu știm exact de unde vine. Și până la urmă toate virusurile trebuie să ne imunizeze pe noi ca ființă umană și trebuie să fim tari de-a lungul timpului. Și nu uitați, dragi prieteni, pentru sănătatea dumneavoastră, stați în casă, respectați normele toate ce sunt apărute și la televizor, care vă spun să stați în casă, să purtați măști, să vă dezinfectați corect pe mâini, să vă spălați pe mâini, să păstrați distanța minimă de 2 metri de lângă fiecare persoană și multe altele care chiar pot să vă țină deoparte de acest virus. Vă dau un exemplu. Ia uitați pe unchiul meu Leu de la Straia, a stat în casă cu mama mea Olga, care a fost izolată într-o altă cameră față de el și nu au luat contact unul cu altul. Dar în casă, când se întâlneau pe hol, fiecare avea mască și mănuși și bineînțeles că nu a luat virusul. Mâine o să fie marea zi în care o să testăm și o să vedem dacă Olga, patroana, și Leo au sau nu au coronavirus. Vă rog să fiți lângă noi și să ne urmăriți. Mulțumesc că m-ați vizionat și vă rog să dați like și share la acest video și nu uitați de butonul de abonare. Mulțumesc frumos pentru vizionare. La revedere!